Bună ziua! Astăzi facem tort de lămâie și de cireșe mare. Și o să avem nevoie de 500 de grame de frișcă. O să avem nevoie de dulceață de cireșe mare și un pic de lichior de cireșe. Și dacă este nevoie, adăugăm puțin zahăr pudră. Dacă este nevoie. Pentru înghețata de lămâie o să avem nevoie de 500 de grame de frișcă îndulcită, 200 de mililitri de suc de lămâie, un pic de alcool și zahăr pudră 100 de grame. Începem cu înghețata de lămâie, începem să batem frișca. Frișca este gata. Pentru înghețata de lămâie o să adăugăm și zahăr pudră, 100 de grame. Amestecăm. O să amestecăm puțin cu lichior. Este gata. Acum o să adăugăm 200 de mililitri de suc de lămâie și cam 10-12 grame de alcool. Amestecăm. Alcoolul este opțional pentru cine dorește. Eu îl pun pentru că nu îngheață. Deci nu îngheață, rămâne moale. Acum, pentru dulceața de cireșe amare, am să adaug o parte din cireșele amare. Acum o să adăugăm după gust, după gustul fiecăruia. Dar înainte am să scot o lingură, două de frișcă, pentru cine dorește cu frișcă. Ia uitați, nu mai mult. Și am să amestec încet. Și am să adaug și lichiorul meu de cireșe. Sau al kermes. Acum depinde de dumneavoastră. Pentru tortul de înghețat, acum am să cărtușesc cu folie un vas. Căptușim bine. După ce am căptușit acest vas, pe să facem un tortuleț, i-am să pun 2-3 cireșele pe fund, așa. Și după ce am pus cireșele din dulceață, o să pun un strat de înghețată. Așa. Punem un strat de înghețată, dăm la congelator și după aceea o să punem un strat de înghețată de lămâie. Dăm din nou la congelator și repetăm cu un strat de înghețată de cireșe mare și un strat de înghețată de lămâie. Până terminăm, așa, batem puțin ca să se ducă, ca să dea forma frumoasă. Și dăm la congelator. Acum peste înghețata de cireșe mare, acum o să punem un strat de lămâie. Și apoi o să dăm la congelator. Așa.
congelator. Acum o să punem și al treilea strat de înghețată, stratul cu cireșe. Și dăm la frigider, la congelator. Am revenit pentru al patrulea strat, stratul cu lămâie, stratul de înghețată cu lămâie. Acum o să închidem. Punem capacul și dăm la congelator pentru 10 ore. Pentru 5, 6, 7 ore. Tortul de înghețată este gata. Acum o să-l scoatem și o să-l punem pe un platou. Acum o să-l decorăm cu frișcă. Putem decora și aici marginea de jos. Ia uitați. Acum o să tăiem o bucată. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă doresc multă, multă sănătate și numai bine tuturor!